O delegație din care fac parte primarul Sucevei Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovski și consilierul local Daniel Prorociuc va pleca în Rusia săptămâna viitoare. Costurile totale pentru deplasarea delegației Sucevei formate din 10 persoane sunt de aproximativ 70.000 de lei, din care aproape 54.000 de lei pentru membrii VideoArt, care vor sta la Sankt Petersburg în perioada 4-13 septembrie. Reprezentanții executivului și deliberativului municipalității sucevene vor avea misiunea de a aduce de la Sankt Petersburg steagul oficial al Unica, adică al Festivalului Mondial al Cinematografiei de Amatori, a cărui ediție din anul 2016 va avea loc la Suceava. Municipalitatea, cu o delegație formată din 13 oameni, inclusiv primarul, va merge săptămâna viitoare la Sankt Petersburg, unde se desfășoară evenimentul în acest an. Conform protocolului, noi trebuie să prezentăm un film acolo, să prezentăm delegația Sucevei și poate lucrul cel mai important este o cutumă, primarul localității care organizează anul viitor trebuie să ia steagul acestui festival, deci voi fi săptămâna viitoare la Sankt Petersburg cu o delegație de 4 persoane din primărie, cu reprezentanții VideoArt, de domnul profesor Irimie și cu 2 persoane, din câte știu, de la universitate. Odată cu participarea oficialităților sucevene la ediția unică din acest an din Rusia, a fost aprobată și deplasarea unei delegații de 7 persoane din partea clubului VideoArt, cu care primăria s-a asociat pentru promovarea municipiului prin amenajarea unui stand, distribuirea de pliante, prezentarea de materiale promoționale și a unui clip video de prezentare, în scopul atragerii unui număr cât mai mare de participanți la ediția 2016 a festivalului. Costurile totale pentru deplasarea delegației Sucevei, formată din 10 persoane, sunt de 70.893 lei, din care aproape 54.000 lei pentru membrii VideoArt care vor sta la Sankt Petersburg în perioada 4-13 septembrie și aproape 17.000 lei pentru oficialitățile sucevene care vor fi prezente acolo doar 3 zile în perioada 10-13 septembrie. Preluarea steagului oficial al Unica de către cei care vor organiza ediția următoare face parte din tradiția acestui festival mondial la Suceava, urmând să se desfășoare cea de-a 78-a ediție.